Ministrul Justiției se apără după ce Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționale 10 de articole din Codul Penal. Tudorel Toader precizează că proiectul de lege pentru modificarea codurilor penale a fost elaborat de minister tocmai pentru a respecta deciziile Curții Constituționale și directivele Uniunii Europene. Simple precizări, contrare unor afirmații apărute în spațiul public. Ministerul Justiției a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală în sensul punerii acestora de acord cu deciziile CCR, precum și pentru transpunerea directivelor referitoare la confiscarea extinsă, respectiv consolidarea prezumției de nevinovăție. Proiectul de lege a fost elaborat în limitele deciziilor CCR și a directivelor Uniunii Europene, a scris Tudorel Toader pe Facebook. Ieri, Curtea Constituțională a României a admis parțial sesizările formulate de președintele Klaus Iohannis, Înalta Curte de Casație și Justiție și partidele de opoziție privind modificările aduse codului penal. În privința infracțiunilor de abuz în serviciu și trafic de influență, judecătorii au decis că modificările sunt neconstituționale. În schimb, magistrații au stabilit că dezincriminarea infracțiunii de neglijență în serviciu este constituțională. Decizia CCR este definitivă și obligatorie, iar Parlamentul va trebui să modifice codul penal în conformitate cu obiecțiile instanței constituționale.